ar fi bine oamenii să se implice mai mult, că chiar vreo două săptămâni în urmă s-au adunat strâni cu gunoiul și mai mult copii, adică s-au adunat maturii, nu prea se implică, dar satul s-a îmbunătățit de când avem acest mai curat. Pădurea e mai curată și chiar pe drumuri nu sunt aruncate așa deșeuri. Dar cât plătiți pe an pentru salubrizare? Ce taxă aveți? Pare mi se de persoană, e 102 lei, dacă nu greșesc. Eu cred că e destul de normal. E ok. Bine, ce s-ar fi foarte bine. Cu ce e bine? Pentru că curățenie, că cum era înainte, unde vedeai numai, dar că uitați de singur cum curățenie. Și tot locul sunt și acum e că și la aici, regulat, văd că vin și le încarcă în mașină, că normal, foarte bine. Am înțeles că primăria pune o taxă pentru fiecare locuitor. Adică pentru... Da, cât e de mare, știți? Și poate după cum, nu știu, eu așa când am venit, nu mare, dar trebuie să plătim, dar dacă vine, trebuie să plătească șoferul care duce, trebuie să plătească și trebuie. Nu sunteți împotriva. Nu sunt împotriva, nu. Regulat mașina, umbră și străzi, duși la... Nu sunt probleme, că uitați o sânge pe curat. Acasă punem plasticul într-o parte, sticla într-o parte, noi de acasă până... Vedem unde și